Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre voi, ia uite asta, probabil de la ce am ars mai devreme, despre voi doi, voi în relație cu cineva. Aveți de ales între aceste mărțișoare mai vechi pe care le-am găsit prin casă. Numărul 1, 2, 3 și 4. Haideți să vă arăt de aproape. Toarece albastre cu ceva, un sclipici. Nu e Swarovski. Un coșuleț cu flori. Un trifoi cu patru foi și o floricică cu o pietricică verde. Floricică. Da, deci astea sunt opțiunile astăzi. Începem. Cu puneți pauză, vă alegeți, da? Eu o să pun asta aici, eventual. Eu nu pot să pun pauză, că știți că mi se decalează sunetul. Ok, începem cu numărul 1, da? Haideți să vedem, dragii mei. Unde sunteți voi? Voi sunteți aici. Ia să vedem. O să amestec cărțile în fața voastră. Iau-te justiția și 10 de spade. Dar, pentru că am zis că folosesc altfel cărțile și invers, justiția e o situație pentru că am răsucit-o. Am răsucit-o pentru că așa vreau să folosesc cărțile invers. E o situație nedreaptă care v-a adus multă suferință. Poate chiar un divorț pentru mine. Hai să vedem. Cum să mai amestec? Nu, tai. O dată, de două ori, de trei ori. Și o să pun ce simțiți, ce gândiți, ce intenționați, cum acționați și ce se va întâmpla. Deci, ce simțiți? Regina de spade. Ce gândiți? Deci a revenit. Mai, mai, mai. Ce intenționați? Părăteasa invers. Vedeți? Cum acționați? Echilibru invers. Și vedem la sfârșit. Final, hai, ok, și finalul pentru această perioadă, valetul de spade invers. La cap, e extraordinar, la capătul setului de cărți iar a revenit justiția, justiția pe care am arătat-o mai devreme. Cineva încearcă să se elibereze de aceste griji, care efectiv, unul dintre voi, bănesc că voi, da? Teoretic aici ar trebui să fiți, dacă nu vă regăsiți aici, căutați-vă în partea cealaltă. Ați trăit într-o situație nedreaptă, o situație dezechilibrată, poate niște chestii ilegale, o căsnicie dezechilibrată, justiția reprezintă casa balanței a căsătoriei, da? E o situație care nouă, care va afecta spiritualitatea și pentru care, iau-te, 9 și 11. Și spiritualitatea și legăturile cu prietenii, din cauza acestor griji, n-ați mai sperat o perioadă, nu v-ați putut detașa. Nu v-ați putut detașa de cineva care a fost foarte sobru, foarte rece cu voi. Foarte sobru, foarte rece, care nu a vorbit regele de spade. Probabil că n-a vorbit din cauza că n-are încredere. Probabil că n-a vorbit din cauza că are o amantă. Probabil că n-a vorbit din cauza că vrea să fie în control și folosește puterea și, în mod special, puterea sexuală într-un mod negativ. Da. Da. Și o perioadă nu v-ați putut detașa, n-ați mai găsit speranță, ați tot aștepta și așteptarea asta v-a îmbolnăvit, dar acum vreți să vă eliberați. Vreți să vă eliberați de această așteptare deșartă. Da? Simțiți că e o situație nedreaptă în această poveste. Imediat o să facem și partea a doua. Ia uite, regele de spade revine, da? Persoana. Acum, patru de spade. Îl ridicăm invers și folosim cărțile și în poziția lor. Partener de la numărul 2. Partener de la numărul 2. Dacă sunteți simțiți că sunteți, nu vă reprezintă și sunteți voi aici, ok. Dar, eu așa o vorbesc.
Voi sunteți aici? Aici este partenerul, partenera, da? Hai să vedem. O dată, de două ori, trei ori. Ce simțiți? Ce simt ei? Regele de bâte. Ce gândesc? Cinci de bâte. Ce intenționează? Șapte de bâte. Cum acționează? Soarele invers. Și rezultatul în această perioadă, îndrăgostiți invers. La capătul setului de cărți, acest personaj vrea să înceapă o nouă viață. Vrea să înceapă o nouă viață, vrea să iasă din singurătate, a terminat o călătorie spirituală, a terminat-o. Când eremitul este invers pentru mine, înseamnă că a terminat călătoria și a găsit lumina. Lumina este sus, da? Este sus. Nu mai este de la jumătate în jos, este sus. Pentru mine asta înseamnă. Nu mai are confuzii. Ho, își face planuri de viitor acest personaj. Poate că există cineva în preajmă care le atrage atenția cu acești șase de bâte. Și regele de bâte. Posibil. Că știți că nu știți, da? Un personaj care vine de la drum. Cu care n-a vorbit foarte mult, dar se cam. Se cam urmăresc. Se cam urmăresc. Că sunteți voi, că e altcineva, da? Acest personaj vrea să se vindece de... Vrea să se vindece. Și vrea să-și găsească bucuria. Vrea să-și găsească bucuria într-o relație empatică și sensibilă. Interesant. Interesant. Interesant că a venit marea, ia uite, a venit împărăteasa și la a venit invers și la ea a venit invers după un turn, da? Cu capul în jos. O separare a fost între voi și ați încercat să v-ați strădui să nu vă separați acest personaj. Probabil că este mama copiilor voștri, pentru unii, poate să fie mama, poate să fie soția, da? Poate că ați sperat. Ați sperat nouă de cupe că această legătură se va reface, se va vindeca. Dar probabil că... Unde era șase de bâte? A venit cineva și a atras atenția. Într-un fel sau altul. Și distrăgându-le atenția, acum văd lucrurile într-o nouă lumină, își fac altfel de planuri. Și vor o nouă relație. Acum că este relație cu voi, poate să fie. Voi știți. Pentru că etalare generală și colectivă. Nu fac despre triunghiuri, fac despre voi doi. Dar energii foarte diferite. Aici este foarte mult foc, aici este foarte mult aer. Foarte multe lucruri gândite, prea mult gândite, dar probabil că aveți motive. În această perioadă, nu zic musai aprilie, în această perioadă, când ascultați voi etalarea, voi sunteți aici. Regina de spade. Ați vrea să comunicați cu acest personaj plin de pasiune, dar și plin de ego. Ați vrea să comunicați cu ei. Pe de-o parte, ei gândesc despre voi. Că sunteți foarte orgolioși. Pe de altă parte, voi gândiți despre ei că sunt excesiv de impulsivi. Și unul și altul, rege și regină, încearcă să fie în control. Încearcă să fie în control. Dar nu se găsește echilibru. Nu se găsește echilibru. Probabil că acest personaj ce simte? Simte că sunt multe discuții, că trebuie să se lupte, că trebuie să se lupte pentru victorile sale, că trebuie să se lupte pentru voi. Voi știți, este o chestiune care ține de luptă, de concurență, de bătălie într-un fel sau altul, pentru ceva. Dar, în general, cinci de bâte reprezintă și oameni care se luptă cu familia, cu prietenii, cu, eu știu, vecinii, pentru o victorie. Probabil că acest personaj are aceste conflicte interioare referitor la diferențele dintre voi.
Probabil că acest personaj la care voi vă gândiți și cu care ați vrea să comunicați, care v-a rănit foarte mult acest personaj, este un personaj foarte, nu se dur, am zis, impulsiv. Și pentru că aceste cinci bâte sunt în poziția sentimentelor față de voi, au niște conflicte. Au niște conflicte. O să încerc să clarific. De ce ar avea aceste conflicte față de voi? Ar putea să fie din cauza că trebuie să aleagă între voi și altcineva. Am văzut că a apărut un șase de bâte, un personaj care atrage atenția. Poate le-a atras atenția cineva și din cauza asta apar conflictele, să vă aleagă pe voi sau pe ei. Voi, ceea ce simțiți despre acest personaj, simțiți că v-a rănit imens. Da? Se vede aici, justiția a apărut invers la voi. Voi vă simțiți nedreptățiți. Voi ați pierdut nouți, v-ați îmbolnăvit. Nouă de, da? Acum vreți să vă eliberați. Vreți să vă eliberați de aceste nopți pierdute și stres mental. Dar ce simțiți? Vă simțiți foarte trădați. Foarte trădați. Din acest motiv ați vrea să comunicați, domnule, ce facem? Ce facem? Ne despărțim, ne separăm, mai lucrăm ceva pentru că vă simțiți nedreptățiți și totuși ei mai încearcă. Poate că ar mai încerca cu voi, poate ar încerca cu altcineva, oricum, posibil. Să clarific. Să vedem ce legătură are acest as de bâte, dacă are legătură cu voi sau cu altcineva. Poate acest personaj vrea să plece, că și la ei au venit cărțile invers, da? Vrea să plece într-o nouă direcție. Și atunci aveți de discutat niște chestiuni legale. Ai, ce etalare, îmi pare foarte rău. Ce intenționați? Împărăteasa invers. Să nu vă mai implicați, să nu mai oferiți dragoste. Împărăteasa este foarte generoasă, foarte iubitoare, foarte blândă. Să nu mai oferiți nici toleranță, nici înțelegere, pentru că ați fost foarte răniți. Și în acest moment acționați dezechilibrat din cauza acestor răni. Și posibil pentru unii, dar o să clarific, valetul de spade, invers, ca și rezultat în această perioadă al relației dintre voi doi, este o atitudine tăcută. Poate că îi mai urmăriți din când în când, că văd că privește înspre această zonă, dar preferați tăcerea pentru că știți că aveți de echilibrat, da? De echilibrat, de vindecat, în primul rând, de vindecat această durere și mai aveți de lucru faptul că a venit invers înseamnă că n-ați vindecat durerea asta, da? Ați pierdut foarte mult, poate și financiar, poate un soi de abundență, de vibrație. Ați pierdut un pic în vibrație din cauza acestor suferințe. Da? A venit împărăteasa invers. Și ce gândiți? Gândiți că totuși este necesară o comunicare. Chiar dacă voi acum nu comunicați, probabil că ei sunt foarte ocupați. Sau vor să fie în control. Vedeți unde vă regăsiți. Ei, ce gândesc? Gândesc că trebuie să fie în control. Gândesc eventual că ar putea, dar rămâne de văzut. Pentru că voi aveți regina de bâte invers aici, undeva, da? Și împăratul. La voi parcă a apărut, da? Din cauza că regele de spade s-a purtat invers, da? S-a purtat negativ, a fost sobru, poate au fost discuții neplăcute. Asta e. V-ați tot întors, 8 de cupe, turnul, 8 de cupe invers și turnul invers care l-am găsit aici, poate ați încercat să vă mai împăcați sau să sperați că se va reconstrui. Dar voi știți că ei, de fapt, regina de bâte ar putea să-i reprezinte chiar pe ei. Ei vor să fie în control.
Ei vor să fie în control. Și faptul că a venit soarele în poziția acțiunilor, a venit soarele invers, nu zic musai că sunt triști. Posibil să fie triști, ar trebui să clarific, dar în primul și în primul rând lucrează din ego, nu lucrează într-o vibrație înaltă. Și din acest motiv, da, am zis că. Ce simt, ce gândesc, ce intenționează, șapte de bâte. Șapte de bâte intenționează să fie ofensiv, da? Că da, apare și cinci de bâte. Șapte de bâte, în general, e defensiv și în poziția asta ar putea să fie ofensiv. Da. Să se lupte, voi știți din ce motiv, dar în primul rând dintr-un motiv egoist, ca să-și mențină puterea, ca să dovedească că au dreptate. Sunt multe motive. Sau poate, pentru unii, ca să înceapă o nouă viață. Ca să înceapă o nouă viață. Variază. Ideea este ca și rezultat, voi, chiar dacă nu vorbiți cu ei, ei aleg. Uite, au ales. Pentru că, în general, în poziția aceasta, șase de îndrăgostiții, înseamnă alegere. Faptul că a venit invers înseamnă că au ales. Au ales o nouă direcție. Rămâne de văzut dacă este împreună cu voi sau cu altcineva. Aș vrea să clarific totuși. Clarificăm regina de spade. Ne-am zis că inversăm și cărțile. Mai facem și cu cărțile invers, pentru că așa e bine uneori. Că le-am răsucit. Clarificăm regina de spade, te rog frumos. Inocența, dar a venit invers. Gândiți că acest personaj nu este inocent, cu siguranță. Gândiți eventual pentru că e similar cu Luna, că are niște secrete. Cândva ați crezut că sunteți suflete perechi, dar acum simțiți că această energie lunară, aceste emoții s-au schimbat din niște motive. Poate au fost broiaje, poate au fost concurența, da? Alții care au intervenit în viața acestui personaj, atrăgător, foarte atrăgător, într-adevăr. Sau pur și simplu conflictele lor interioare. Clarificăm 10 de spade. Zece de monede invers. 10 și 10. Probabil că aici este stresul cu divorțul sau separarea, că trebuie să fiți singuri sau că veți rămâne în continuare singuri. Dacă a fost o relație, va trebui să intrați în nouă, în sensul de independență, să nu mai fiți în cuplu. Probabil unii veți pierde, iar apropo de împărăteasa invers, dacă e vorba de o căsătorie, veți pierde un pic financiar, dar nicio problemă, vă puteți redresa, important este sănătatea voastră. Simțiți că acest personaj eventual s-a gândit doar la bani sau au fost niște chestiuni financiare în această relație care a dus la conflicte? Poate chiar și de moșteniri, variază. Poate că a fost căsătorit și voi nici nu știați. Sunt multe variante. Clarificăm, te rog, împărăteasa. În poziția mea. Experiență, da. Experiență. Da, vorba vine. Ați căpătat experiență în această situație. O experiență neplăcută, dar care ar trebui să vă înțelepțească un pic. Trei de bâte, de fapt. Este o așteptare. Trebuie să așteptați ca să reveniți în poziția de echilibru, de abundență și trebuie să aveți speranță
că ieșind din această vibrație, începe să vă iubiți pe voi, împărăteasa. În acest moment nu v-ați iubit. Nu v-ați iubit pentru că a stat într-atâta încât v-ați făcut rău. 10 de spade. 10 de spade. Și asta e, trebuie să o spun. Astăzi am ascultat Janis Joplin și acum, în timp ce fac etalarea la voi, tot îmi revine în gând această melodie. Janis Joplin, Cry. Multă suferință. Ascultați cum cântă femeia aia, să vedeți câtă suferință s-ar putea să rezonați. Clarificăm echilibru. De fapt, dezechilibru. În poziția acțiunilor. Aici este, voi trebuie să vă vindecați, dar sunteți într-atât de dezechilibrați încât mai aveți ceva. Ia uite. 5 de monede. Invers. Dar trebuie să vă găsiți echilibru, că de fapt 5 de monede merge spre 4 de monede. Poate unii dintre voi trebuie să vă izolați un pic. Trebuie să vă izolați eventual de această energie, acest personaj, ca să vă puteți găsi echilibru. Poate chiar faptul că v-au ținut la o distanță, ceva s-a întâmplat între voi și sunt multe posibilități. Posibil și asta, simt. Că pentru unii, că poate nu ați fost toți în cuplu, poate este doar un personaj care vă place, vă atrage și ceva s-a întâmplat. Și atunci încerc să vin și cu altă variantă. Probabil că v-ați simțit outsider, da? Ca niște oameni ignorați din partea acestui personaj. Și acest lucru v-a rănit foarte mult. Nu neapărat că ați vrut atenție de la acest personaj, care oricum era ocupat cu foarte multe lucruri. Dar v-ați simțit oarecum încătușați și în spatele unor grilaje. Și asta v-a dezechilibrat. Clarificăm valetul de spade. Te rog frumos, clarificăm valetul de spade. Să clarificăm valetul de spade invers. Ia uite, mă, în spatele iluziilor. Aici este. Și iar a venit invers. De-aia tăceți, pentru că trebuie să înțelegeți. Înțelegerea vine aici, prin regina de spade. Înțelegerea trebuie să vină din partea voastră, chiar dacă discutați, chiar dacă nu discutați cu acest personaj. Voi trebuie să înțelegeți în tăcere eventual ce a fost în spatele acestei iluzii. Poate ați proiectat pe ei, eu știu ce așteptări. Repet, poate n-ați fost în cuplu, deși se vede 10 și 10, da? Poate n-ați fost în cuplu, poate ați fost doar îndrăgostiți. Și nu s-a manifestat această dragoste, da? Această chimie, posibil, hai să mai vin și cu alte mesaje, nu s-a manifestat această chimie din cauza ego-ului cuiva. Mândrie excesivă. Mândrie excesivă. Și aici trebuie să vedeți în spatele iluziei, să înțelegeți, să gândiți. Nu mai vorbiți valetul de spade, nu mai vorbește, stă și gândește. Stă și gândește. Și apare gândirea, nevoia de adevăr. Da? Ce s-a întâmplat? Eu am fost prea, m-am fost luată de, sau luat de prost, de fraier, de cum se da? Cum ne zicem noi, că asta e expresie românească, da? Sau ce se întâmplă? E o inocență într-o variantă negativă, care a produs o, afară de dezechilibru, o nedreptate. Vă simțiți nedreptățiți, clar. Și undeva în sinea voastră simțiți că acest personaj nu e inocent și simțiți că a acționat, așa simt să vă transmit. Vă rog să-mi confirmați. Simțiți că a acționat într-un anume fel, special ca să vă rănească. Din ego.
Că fi fost un refuz ceva cândva, ceva nu le-a convenit și au tendința să acționeze din ego. Hai să clarificăm și la ei. Regele de bute, te rog frumos. Clarificăm regele de bute. Clarificăm regele de bute. Da, ei simt multă pasiune pentru voi. Hai să vorbim și așa. Simt multă pasiune pentru voi, da? Și ar dori eventual să iasă dacă voi nu ați comunicat. Da, dacă voi nu ați comunicat, hai să schimb un pic mesajul. Își doresc să vină înspre voi. Așteaptă și e de mult timp să vină înspre voi ca să discutați, da? La ei, valetul de spade este invers. În poziție normală, da? Așteaptă. Poate a fost o distanță, dar nu doar distanță. A fost și acest soare invers. Orgoliu cu siguranță. Poate a fost un copil, poate... Nu sunt convinsă de chestia cu copilul, dar o spun. Just in case. Dar în primul și în primul rând ego-ul, da? Și așteptarea aceasta, într-adevăr, i-a pus și pe ei pe gânduri și își doresc să vină, da? Își fac planuri cum să vină și să reconstruiască ceva, turnul ăla care a venit invers, posibil și asta. Au ieșit din confuzii, au ales, interesant, au ales deja. A venit și îndrăgostiții și șapte de cupe invers, adică dacă au avut opțiuni cu acest cinci de bâte, dacă au mai fost personaje în preajmă, da, aventuri și chestii de genul ăsta, posibil, să fie ales, să iasă din tăcere și să înceapă să vorbească ca să manifeste o nouă relație, o nouă etapă în relația voastră. Dar rămâne de văzut dacă veți discuta și dacă veți accepta, depinde în ce termen se va reconstrui sau se va începe această etapă sau această relație. Variază, pentru că au fost foarte nedrepți. Da? Au fost foarte nedrepți. Hai să vedem. Regele de bute. Ce gândesc? Ia uite. Da. A fost acest turn invers, iar revine turnul. A fost ca un trăsnet. Probabil întâlnirea dintre voi a fost ca un trăsnet. Despărțirea de voi a fost ca un trăsnet. Și nouă de bute invers. Și această situație i-a zdruncinat foarte mult. N-au rezistat acestor intensități, acestor trăsnete, da? Și le-a adus și lor stres. Șapte de foc. Ia uite, șapte de foc revine. Le-a avut și lor mult stres. Le-a adus mult stres. Însă, hai să mai iau altă carte. Că deja multe. Însă, rămâne de discutat. Asta e, de-aia voi aveți aici regina de spade. Vreți să fiți totuși raționale și știți că trebuie discutat ceva. Ia uite. Trebuie să renască din acest... Probabil că au fost și niște responsabilități despre care nu știți. Probabil ego-ul ăsta trebuie transformat. 10 de spade iau și la ei. 10 de spade și la voi și la ei. Poate că într-un fel sau altul vă simțiți stările. Iar. Trebuie să renască în primul rând acest... Este un leu și aici, da? Doar că în această carte este o renaștere mai mult mentală. Da, e 10. Aici este. Și unul și altul trebuie să renașteți. Să vă transformați. Clarificăm 5 de bute, te rog frumos, în poziția și simte ce gândește. 5 de bute. Ia uite, lumea. Dar trebuie să pună capăt acestor conflicte, poate și influențe din partea familiei, a prietenilor, iar foarte posibil, poate pur și simplu, stările lor mentale și emoționale sunt conflictuale și trebuie să pună capăt, da? Să înceapă o nouă, să înceapă ceva nou concret. Este lumea. Dacă există cineva care îi bruiază, voi știți, poate nu știți, dar veți afla la un moment dat. Pentru că întotdeauna adevărul se va afla mai devreme sau mai târziu. Șapte de spade invers, te rog frumos, în poziția intențiilor. Șapte de spade invers. Ia uite, regina de bâte,
Vrea să împărtășească, da? Eventual șapte de spade, am zis șapte de băte, vreau să zic. Da? Am zis că șapte de spade este defensiv. Probabil că a fost defensiv o perioadă, acum vrea să iasă din această defensivitate, da? Din acest eremit, că eremitul iar defensiv. Da? Vrea să iasă și să se implice. Poate practic, Doamne ajută, să împărtășească, să ofere ceva, să vă ofere ceva din pasiunea sa renăscută, renăscută. Poate că în tot acest timp și-au dat și ei seama că, de fapt, ego-ul a fost cel care i-a influențat, prietenii nepotriviți. La voi aveți la intenții, a apărut semn de foc totuși și trei de bâte înseamnă speranță, să mai sperați că se poate rezolva ceva, dar nu trebuie. Eu vă arăt cărțile, voi faceți cum simțiți voi. Niciodată să nu vă fixați doar pe etalare, vă rog frumos. Niciodată. Doar citiți niște cărți. Voi sunteți cei care alegeți să manifestați ceva în viața voastră. Ia uite, trebuie să-și facă curaj. Trebuie să-și facă, e puterea să-și facă curaj. Să vină înspre voi, pentru că știu că ați suferit. E încă o muncă, multă pasiune pentru voi. Ce a mai apărut? Ia uite, se simt vinovați. Clar! Se simt vinovați și vor să înceapă ceva nou. Interesant. Mersi. Ok, clarificăm soarele invers. Vedeți unde sunteți în această etalare. Clarificăm soarele invers. Opt de monede, dar a venit invers. Șaptele, da. Nu sau asta înseamnă că nu au muncit. Nu au muncit în această relație cu voi din ego. Din ego. Poate și din lipsă de speranță. Hai să nu mai vorbim doar de ego. Poate că n-au avut nici ei încredere, pentru că soare înseamnă încredere, optimism. Probabil că n-au avut speranță din niște motive. Din niște motive, voi le știți. Poate voi ați avut probleme cu mama, cu sănătatea, ei cu prietenii, cu... Cu cine au fi fost. Însă am senzația, această regina de băte, sper să-mi confirmați că am senzația că ei intenționează să vină înspre voi să împărtășească. Acum rămâne de văzut când, pentru că 8 invers dă înspre 7, înspre așteptare. Când se va manifesta adevărata implicare? Când? Cum acționează, deocamdată se gândesc cum să investească. Pentru că 7 e un număr saturnian, probabil sunt niște influențe saturniene în relația voastră. Cum să investească? E o energie precaută 7 de monede și aici e 8 de monede invers, da? Clarificăm îndrăgostiții ca și final. Ia uite, ia uite, vor totul să se bucure. Unii dintre ei. Unii dintre ei. Unii dintre ei. Însă, acum cu această clarificare, bine, noi povestim de fiecare dată când apare cartea, dar când apar toate cărțile, avem o altă viziune. O să mai fac eventual pentru această perioadă posibil să fie încă influențați de cineva din preajma lor. Posibil să mai fie a treia parte, ce să mai, tot încerc să-mi aleg cuvintele, să mai fie încă o altă persoană. Ori soția lor și voi să fiți a treia persoană și să vă simțiți nedreptățiți, trădați, mințiți, dezechilibrați, dar ținuți deoparte. Pentru că nu s-a comunicat. Ori să fie persoana cu care sunt ei în relație. Ori, cum am văzut aici, ia uite. Împăratul și regina de băte.
Să știți că acest personaj nu a vorbit cu voi pentru că mai avea pe cineva. Regina de bătăie aici, în poziție normală. Amanta, prietena, iubita. Și în acest motiv apare trei de cupe, de fapt. Sunt trei persoane. Și totuși, acest personaj a ales. În această perioadă a ales. Rămâne de văzut, ar trebui să mai fac măcar o dată pe lună, nu? Măcar o dată pe lună, să vedem ce se mai întâmplă în energia voastră, că se dorește un nou început. Se dorește un nou început. Hai să clarific totuși. Hai, la voi injustiția aceasta și la ei asta. Hai. Clarificăm injustiția. Probabil că aveți de-a face cu cineva în zodia balanței, unii dintre voi. Ia. Clarificăm injustiția. Comparații. 5 de spade, conflicte mentale. Probabil că cineva va compara din punct de vedere financiar cu altcineva. Posibilitățile voastre financiare nu au fost la fel de convenabile cu ale altei persoane. Comparații. 5 iar 5. Conflicte. Ori bârfe. Ori ați comparat voi atitudinea lor față de voi în comparație cu alții, da? Conflicte. Mai dăm o carte, te rog. Ce cu acest 5 de spade, comparații? Ia uite. Niște chestii. Ia uite, domne, cineva a vrut să aibă control, da? Cineva a vrut. Probabil că acest personaj a vrut să aibă control. Este regele de spade. Interesant că el apare, regele și regina de băte apare aici, regele și regina de spade apare aici. Și moralitatea, regele și regina? Interesant, regele și regina de spade apar aici. Voi vă gândiți, de fapt, ce înseamnă un cuplu? Comparați acum, da? Comparați, este comparația voastră între nedreptatea pe care ați trăit-o în relație cu acest personaj și, de fapt, cum ar trebui să fie două persoane cu mintea clară, cu moralitate, într-adevăr, control asupra minții, asupra tendințelor, impulsurilor, da? Controlul ăsta este necesar uneori, dar să nu fie dus în exces. Și clarificăm, te rog frumos. Da, sunt posibilități. Clarificăm asul de bâte, de monede în poziția lor. Cu cine vor să înceapă acest as de monede? Cu cine? Cu cine vor să înceapă acest as de monede? Soarele. Ia uite și îndrăgostiții, mai. Probabil că este cineva cu marcaj în semnul leul la care se gândesc. Acești oameni. Probabil. Și să fie a treia persoană. Da? Își dorește să integreze ceva. O aventură. Își ascultă vocea interioară. Da? Eventual, dacă nu este nimeni cu un zodie de foc cu care își dorește acest început, acest personaj, da, și a doua variantă, încearcă să aibă încredere în el, este soarele iar, care a apărut mai devreme invers. Încearcă să, da, îi mai trebuie ceva timp, să aibă încredere că se poate reconstrui ceva. Nu vreau să vă dau speranțe, rămâne să vedeți. Am zis și varianta asta pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi. Cam atât deocamdată. Pentru cei care ați ales numărul 1, deja am vorbit foarte mult. O să strâng cărțile, voi puteți să ascultați acum muzică sau să vă duceți să ascultați Janis Joplin, Cry. Janis Joplin, Cry. Ascultați să vedeți ce minunată și cred că vă și reprezintă pe unii. Vă reprezintă. Am ascultat-o astăzi, nu știu de ce am avut impulsul ăsta, că în ultima vreme n-am mai ascultat așa de mult rock ca pe vremuri, dar ceva. A fost să ascult astăzi această melodie. Ok, dragii mei, îmi pare rău pentru voi, dar asta e. Asta e. Cei care ați ales
Cei care ați ales acest numărul 2, da? Acest coșuleț cu flori. Ar trebui să fie un coșuleț care să vă aducă optimism, dragii mei. Optimism. Așteptați pe cineva să se întoarcă? Nu vă puteți detașa emoțional de cineva? De văzut. Ce și cum. Hai să vedem. Un cuceritor avem pe aici. Niște dezamăgiri. Ok. Hai să vedem. Deci voi, dacă simțiți că nu rezonați, schimbați poziția, dar o să încerc să zic. Voi sunteți aici, ei sunt acolo. Ce simt, ce gândesc, ce simțiți? Ați încercat să vă detașați mental, dar nu puteți? Am văzut și roata norocului. Vreți o schimbare de energie. Ce simțiți? Hai. Ok, hai să tai. Ce gândiți? Cum acționați? Ok, ce simțiți? Uf, doi de monede. Cum gândiți? Sau ce gândiți? Îndrăgostiți invers? Ce intenționați? Cum acționați? Și ce reușiți să faceți totuși? La capătul setului de cărți, Cavalerul de Cupe. Ați vrea să comunicați cu cineva, dar cred că nu știți, pentru că valetul de monede studiază, nu prea știți cum. Nu prea știți cum. Ați vrea să ieșiți dintr-o stare de rigiditate, să renunțați la cineva, eventual, care v-a dezechilibrat viața, să renunțați, da? Să nu mai țineți la ei, să renunțați și să mergeți către altcineva. Probabil că simțiți un pic de romantism pentru... Și dacă nu e romantism, e dorința voastră de a vă vindeca, de a împărtăși din emoțiile voastre, cui vrea să vă audă. Hai să mai vedem ce alte cărți vin. Ca așa să interpretez pe scurt. Ce simt ei și ce gândesc ei? Ce simt? Nu. 9 de spade. 9 de spade a venit invers. Dorința de a renunța la boală, dorința de a renunța la griji. Probabil că și-au făcut foarte multe griji și încearcă să nu mai să renunțe la aceste griji. Însă, n-am tăiat cărțile, de aia nu iau. Partenerul la numărul 2. Deocamdată nu scot. Citez despre voi. Ce simțiți? Simțiți nevoia de a vă echilibra. Pentru că ați fost în dezechilibru emoțional și mental. Da? Ați fost. Am zis că cineva v-a dezechilibrat, da? Din starea voastră de bine pe care o găsiți la un moment dat. 9 de cupe am văzut. Ați simțit foarte în profund pentru cineva, dar acest personaj v-a dezechilibrat și vreți să nu mai țineți la ei, am zis, să nu vă mai implicați, să mergeți într-o nouă direcție care vă hrănește inima. Înțelegeți? Vă hrănește inima. Deci vreți să renunțați la cineva. Ați avut cel puțin două posibilități. Mă implic în relație sau nu mă implic în relație. Poate aceste două posibilități implicau și job și relație. Dar ați ales. Vreți să vă hotărâți totuși. Pe ce vă concentrați cel mai mult? Interesant că alegerea vine și la nivel mental și la nivel emoțional. Da? Îndrăgostiți invers. Poate că nu v-ați îndrăgostit de alte persoane pentru că v-ați gândit până acum la altcineva. Ați vrea să vă îndrăgostiți, dar rămâne. Rămâne de văzut. Cine vine? Cine se implică? Dacă puteți cu acest personaj. Pentru că simțiți atracție.
Pe de o parte simțiți atracție, dar nu ați înțeles-o încă, nu ați exprimat-o, poate? Deci atracția există undeva în fundal. Dar aici este momentul de alegere, v-am zis, și mental și emoțional. Dacă vă lăsați dus de val sau nu. Pentru că am zis, văd un soi de romantism. Ce am zis că înseamnă intențiile, 8 de monede. În primul rând, vă transformați viața, vă concentrați pe muncă și dacă personajul merită, vă implicați. Dar pentru asta iar trebuie să alegeți. În această perioadă alegeți acest personaj sau munca. Am zis că 2 de monede poate să fie o relație și munca, dar nu neapărat două persoane. Rămâne de văzut. Cum acționați? Nu sunteți foarte încrezători cu 3 de bâte invers. Aveți nevoie de încă ceva. Eventual, da, o să clarific. Încă sunteți în faza interesantă, a treia a venit invers și merge înspre 2, iar sunteți în faza de planuri, de plănuire, de alegere. 2-2-2, poate asta să vă spună ceva, 2-2-2, pentru că 3 vine invers. Și în continuare ce reușiți să faceți în această relație, ca și final, regele de bâte invers. Există iar atracție față de acest personaj, într-un fel sau altul, dar regele de bâte invers este o energie instabilă. Ați vrea și n-ați vrea să vă aruncați în brațele acestui personaj. Ați vrea și n-ați vrea, nu știți încă. Repet, încă sunteți, trebuie să alegeți. Acceptați o aventură, acceptați ceva, o chemare la o nouă direcție, acceptați sau nu? O să clarific. Hai să vedem ei. Am zis că am tăiat, da. Regele de spade, cavalerul de spade, interesant. 10 de monede și ei se gândesc la bani, să-și creeze stabilitate. Cum acționează? Regina de bâte. Interesant, regina de bâte și regele de bâte. Într-un fel, un cuplu divin, dar un pic de în lucru. Și cum acționează 3 de monede? Sau finalul, nu cum acționează. 3 de monede. La capătul setului de cărți. Încerc și... acest personaj, că îl cunoașteți, că nu îl cunoașteți, poate îl cunoașteți de câtva timp și vă atrage. Poate că îl cunoașteți de mai mult timp. Acest personaj a trecut prin dezamăgiri. Wow! Prin dezamăgiri mari. A fost într-o relație, a încercat să-și creeze ceva nou. A fost într-o relație în care a trăit în confuzii, nu a comunicat suficient, s-a luptat. S-a luptat pentru stabilitatea sa pentru asul de monede, se luptă în continuare pentru asul de monede, pentru că a fost într-o relație confuză, ia uite, încearcă să se elibereze de niște greutăți, de niște responsabilități, iar că au legătură cu voi, că poate n-au legătură, că n-au legătură, vedeți și voi, da? Că poate sunteți la început și nu știți de unde vine acest personaj, de-aia zic. Poate vă place de cineva, ați vorbit de câteva ori și vedeți, încercați să vedeți care este relația dintre voi, potențialul în această perioadă. Deci acest personaj, uitați-vă și voi, a suferit foarte mult. Încearcă să aibă putere să-și construiască viața. Și eventual cu 4 de spade invers, încearcă să iasă din această, iaute, dezamăgire cruntă. Cruntă. 3 de spade. Le lasă în jos. Îi ia sabia dreptății și e drăguț pentru că am văzut că ia sabia dreptății. Da, se vede aici și la regele de spade și la regina de spade. Gândesc că trebuie să fie în control, într-un control mental ca să nu mai trăiască dezamăgirile din trecut. Și repet, ca să știți, poate nu are legătură cu voi, poate are legătură cu altcineva din familie, din viața lor, da? Din punct de vedere emoțional, au tendințe impulsive. Ar dori să comunice ceva, dar încearcă să se mențină, am zis, în control, tocmai pentru că nu vor să mai trăiască dezamăgirile trecutului. Unde e puterea, da? Încearcă să-și mențină ego-ul, tendințele, repet. Ar vrea
Simte că ar veni spre voi cu viteză și totuși se reține. Încearcă să fie un om înțelept. Așa văd. Regele de spade, un om înțelept. Ce intenționează, își dorește o relație stabilă. Cu o fi cu voi, cu o fi cu oricine altcineva, își dorește relații stabile, își dorește echilibru financiar. În acest motiv încearcă să se mențină în echilibru mental, în primul rând, da? Că a venit patru de spade invers. Și zic așa patru de spade pentru că văd asul de spade, îl văd sus. Și de-aia zic, s-a analizat, și-a ordonat gândurile. Poate că mai are pe aici, pe acolo de lucru, totuși, se vede și un 8 și un 3, dar o parte din vindecare ce-a făcut-o? Se concentrează pe acest as de monede și pe 10 de monede. Vrea stabilitate, vrea relații stabile. Știe că dacă vrea relații stabile, trebuie să muncească. Și voi la fel, într-un fel sau altul, vă potriviți, cel puțin la capitolul intenții. La capitolul intenții. Da? Și nu doar la capitolul intenții, și voi vreți să alegeți. Acum că alegeți între un personaj din trecut, între job, între eu știu ce și acest personaj, voi știți. Voi știți. Cum acționează? Ei acționează creativ, plin de încredere, față de voi, dacă ar fi, ar veni cu tot avântul. Ar veni, ar încerca să vă cucerească, dar deocamdată simt o oarecare reținere, pentru că e un 3 de monede invers. Deocamdată nu se implică foarte mult în această construcție. 3 de monede înseamnă construcție, faptul că a venit invers, iar este în faza de 2. Iar și acest personaj trebuie să aleagă. Pentru că se implică foarte mult în muncă, în responsabilitățile care i-ar putea aduce stabilitate. Hai să vedem tot cu cărțile astea. Nu, le mai alternez. Clarificăm, te rog frumos, 2 de monede pentru numărul 2. Cei care au ales, da? Numărul 2. 2 de monede. Ce este? Tot cavalerul de spade. Dar invers. Și voi știți că dacă sunteți impulsivi, s-ar putea să greșiți. Cavalerul de spade invers este extrem de impulsiv, nu doar impulsiv. Pentru că nu mai vreți să aveți confuzii. Interesant, 7 de cupe invers. 7 de cupe în poziția normală înseamnă confuzii, opțiuni, faptul că a venit invers înseamnă că, domnule, vreți să alegeți, dar nu aveți nevoie de o alegere într-un ritm al vostru propriu, da? Fără stres. Vă atrage acest personaj, da? Iar ar putea să fie chiar acest personaj, să-l simțiți, da? Vă atrage, dar vă luați ceva timp. Așa simt că vă luați ceva timp. Clarificăm îndrăgostiții. Ce este? Steaua. Da, dar e steaua invers. Iar. Și voi sunteți, din punct de vedere sufletești, sunteți nevindecați, aveți și voi niște probleme. Da? Eventual nu prea aveți încredere, vă place și nu vă place, vă atrage, dar nu știți dacă o să fie. Am zis eu, nu aveți încă încredere, se vede și la 3 de monede. Și când nu avem încredere, ori e din cauza acelui personaj, ori e din cauza experiențelor trecute. Și dacă sunteți empatici, s-ar putea să le simțiți și lor stările. Steaua invers. Încă mai aveți de ceva de vindecat. O poveste veche de dragoste, ca să intrați în această poveste de dragoste. Repet, simțiți atracție, vă place acest personaj. Dar e o reținere. Și la unul și la altul, da? 6, 7. Clarificăm 8 de monede. Hmm.
Deci a reapărut. Nu. E, după ce vin cărțile inversate, așa se întâmplă uneori când oamenii sunt nehotărâți și trăiesc niște situații dezechilibrate, da? Iar a venit soarele invers. Dar ce carte frumoasă la soare, vedeți? Doi iubiți, îndrăgostiții ăștia care se țin în brațe. Dar ce intenționați? Nouă de cupe. Nouă de cupe care în general înseamnă speranță, iar a venit invers. Aici aveți încă intenționat să mai lucrați un pic la încrederea voastră și la speranță, pentru că știți ce aveți de făcut. Voi știți ce aveți, da? Nu e doar muncă profesională, financiară. Știți că aveți de transformat, e casa 8-a Scorpionului, da? Și Scorpion înseamnă foarte mult și stabilitate financiară și bani, nu doar sex, nu doar încredere, da? 9 de cupe, n-aveți... și soarele invers, soarele și steaua invers. Și voi sunteți dezamăgiți și unul și celălalt. Și aici aveți de intenționați să lucrați, înțelegeți? Să lucrați la această transformare, să începe să vă iubiți, să vă apreciați, să aveți încredere în voi, pentru că știți că așa fiind veți atrage oameni care se implică. Și pentru că știți că voi încă mai aveți niște probleme de rezolvat, aveți rețineri în a alege acest personaj ca nu cumva să experimentați ceea ce mai simțit în trecut. Clarificăm 3 de băte invers. În poziția acțiunilor, am zis că dăm spre 2, înspre momentul de planificare, de alegere, că sunteți pe 2-2-2 în această perioadă. 3 de băte invers. Tot 2 de băte ești, culmea. Da, dar a venit 2 de bute invers, adică mergem spre 1, da. Ce faceți? Ce înseamnă 1? Înseamnă manifestare. Iar este o stare de așteptare. Așteptați să alegeți. Da, sunteți încă nehotărâți. E nehotărâre aici, clar. 4 de cupe, pentru că încă sunteți supărați. Din niște motive, ia, ce este? Regina de cupe, da. Din cauza unor secrete, din cauza unor frici, da. Regina de cupe, invers. Din cauza că ați fost manipulați emoțional în trecut, la 4 de cupe, da, regretați că ați fost manipulați în trecut. Repet, nu muse de acest personaj, poate să fie altcineva. Clarificăm regele de bute, ca așa, final, regele de bute invers. Da. Este moartea. Că o fi acest personaj, că o fi altcineva care a fost un aventurier și v-a pus așa în starea asta de... V-a adus într-o stare de dezechilibru, de neîncredere. Posibil, acest rege de bâte să n-aibă de a face cu acest personaj. Posibil. Să fie un aventurier care va... V-a adus niște tulburări, da? De-aia sunteți așa incerți. Și atunci trebuie să puneți capăt acestui aventurier, nu acestuia, Musai. Acestuia, poate să fie alt personaj, da? Pentru că văd că la acest personaj au venit cărțile, majoritatea, au venit cărțile în poziție normală. Da? Eu așa simt că ar putea să fie altcineva din trecut. Da? Care v-a dezechilibrat. Ia ce pe aici. Da. Trebuie să puneți capăt, da? Acelui personaj, în ce sens? Ca și influență, să nu vă mai afecteze și eventual iar, pentru că e casa Scorpionului a transformării, să începe să aveți încredere în voi. Aici e o problemă de încredere la voi. Dar voi știți,
Ce aveți? Pentru că au apărut cărțile. Voi nu mai vreți aventurier. Aici este finalul. Nu mai vreți aventurier. Vreți oameni stabili. Da, pasional, dacă se poate, și pasional și rațional. Da? Cu capul pe umăr și picioarele pe pământ. Aici este. Hai să vedem la ei. Regele de spade. Regele de spade. Ce simt, ce gândesc. Ok. A, uite, carte normală. 8, 2, 4, nu, 9. Încearcă să fie stoici. 9 de bâte. Au trecut și ei prin foarte multe. Să înțeleagă lucrurile din punct de vedere intuitiv, pentru că au trecut și intuitiv și rațional, pentru că au trecut prin foarte multe. Încearcă să rămână pe poziție. 9. Să nu închidă total accesul la inima și la mintea sa. Să lase totuși o portiță pentru cine merită. Dar, dintr-un punct de vedere nou de bute, este și acolo un oarecare blocaj. Tocmai din cauza experienței. Eu cred că vă oglindiți aici. Din cauza experiențelor trecute pe care le-am văzut mai devreme, da? Am văzut, da? Puterea, 3 de spade, au o reținere. Nu s-au blocat, nici voi nu v-ați blocat, dar încă. Voi mai aveți ceva de vindecat și de hotărât și de ales. Ei, în principiu, văd că au apărut cărți în poziție normală. Ei încearcă să reziste și să-și menține, v-am zis, înțelepciunea, bunul simț. Clarificăm valetul de spade. Interesant ce simt acum. Posibil că ați mai avut de-a face cu un personaj asemănător și aici este o amintire. O amintire. Cu un personaj asemănător, dar care a fost, s-a manifestat într-adevăr impulsiv și incorrect. Dar la ei cavalerul de spade a apărut în poziție normală și aici îmi place cavalerul de spade, că este foarte luptător. Ce simte? Simte nevoia să vorbească. Ia să vedem. Cine asta? Oh, diavolul invers. Uite, faptul că a venit invers, îmi place. Diavolul invers. Încearcă să nu vorbească nici din frică, nici din ego. Nici o comunicare toxică, se dorește liberare de niște adicții, eventual de niște situații, da? Să vă povestească eventual de ce este așa? Probabil că și-ar dori. Și dacă simt atracție în poziția acțiunilor, văd regina de bâte. Dacă simt atracție față de voi sau ar încerca să vă cucerească, nu ar face-o într-un mod toxic. Nu ar face-o. Cel puțin așa mi arată cărțile. Ia uite, ce e aici? Valetul de cupe. Și dorește, ia uite, valetul de cupe, să împărtășească emoții. Și adevărul și situații. Clarificăm 10 de monede. Ce e aici? Uf. Regele de bute invers. Interesant. Asta este. Probabil că și voi, a apărut și la voi aici, în poziția aceasta. Ce intenționează? Deci, e posibil să fie același personaj de aici, da? Sau același personaj să se fi manifestat cândva ca acesta, regele de spade invers și cavalerul de... regele de bâte invers și cavalerul de spade invers. Cândva să fi fost un aventurier, un impulsiv, da? Un trecător în viața anumitor persoane, da? Și că apare regele de bâte invers în poziția intențiilor, dar a clarificat acest 10 de monede. Ei își doresc să fie stabil, să nu mai fie cum au fost. Poate că ceva în vibrația voastră îi ajută să se schimbe. Că ați vorbit de mult timp, că n-ați vorbit, că aveți o atitudine mai specială.
N-am vorbit despre personalitatea voastră, ci am vorbit despre ce se întâmplă, ce simțiți, ce gândiți, referitor la unul la celălalt, da? Deci voi vreți, cine vine, să vină schimbat, da? Ca să puteți să manifestați și voi încrederea în ei. Altfel nu. Altfel nu. Și se pare că acest personaj, cel puțin, asta intenționează. Cel puțin asta intenționează. Ia uite, asul de spade în poziție normală. Intenționează să vină în dreptate. Măi, mi-am plăcut cărțile la acest personaj. Îmi place de acest personaj, sincer. Până acum îmi place. Clarificăm regina de bute. În poziția acțiunilor. Regina de bute. Simt atracție față de voi. Am zis că și vă aveți să simt atracție. Probabil că vă și văd. Așa. Regina de bute. Poziția normală. Ca și acțiuni. Okay. Asul de monede invers. Aici este încă, deci ar dori să vă cucerească, dar trebuie să caute soluții creative ca să vină cu o ofertă glorioasă, asul de monede. Faptul că a venit inversie încă în gând, încă în nemanifestat. Trebuie să învețe să manifeste într-un mod creativ acest as. Și dacă ei au fost aventurieri, aici intenții muncesc. Muncesc. Este foarte posibil să renunțe la cineva aventurier din preajma lor. Ia uite, doi de spade, să blocheze pe cineva. Și să aleagă și ei. Trei de monede. Da, ar fi frumos să fac măcar o dată pe lună, să vedem cum... Iată, a apărut o carte. Acesta, eremitul. Poziție normală. Vrea să înțeleagă. Acest personaj vrea să înțeleagă. Vrea să se înțeleagă. Vrea să crească intelectual, să se educe. Uh-huh. Să studieze, să crească spiritual. Trei de monede. Nu știu de cât timp vă cunoașteți, cei care ați ales acest număr. Repet, poate nu vă cunoașteți de mult timp, poate vă cunoașteți de o viață. Variază. Astea sunt cărțile și le citesc cum sunt. Cine stă? Împărăteasa invers. În primul rând, consideră că n-au suficientă abundență ca să vină înspre voi. N-au ce să vă ofere. Cu trei de monede și împărăteasa invers, de-aia intenționează să creeze stabilitate. De-aia felul în care acționează, vor să întreprindă ceva ca să... Că am văzut că încearcă de mai mult timp acest as de monede. Ca să manifeste, dar încă e nemanifestat. E încercarea lor strădanie, că este puterea aici, iute. Da? Au încercat cu cineva, nu le-a mers și totuși. Sunt conștienți că fără o stabilitate financiară nu pot să creeze nicio relație stabilă, da? Sau de lungă durată. Eventual, unii dintre ei trebuie să renunțe la mamă, să stea cu părinții, da? La influența maternă și posibil să mai dureze. Pentru unii poate să fie în joc și o relație, în joc. Ah, ca și influență în partea lor, o relație, că vă totul 10, dar simt mai degrabă nu relație musai, cât influență familială. Da, deocamdată nici ei nu se implică foarte mult, deocamdată lucrează, rămâne de văzut în cât timp. Pentru că se pare că și unul și altul vă doriți lucruri serioase. Și acum trebuie să ajungeți să vă potriviți, ca și... Da, înțelegeți. Nu mă să-i ca vibrație, ca potențial. Vedeți pe unde sunteți.
Eu acum o să strâng cărțile. Sper că v-a fost de ajutor, cât de cât. Sper că v-a fost de ajutor. Acum, cei care ați ales, unde era? Numărul 3, trifoiul. O să amestec cărțile în fața voastră. Astăzi, în această etalare, am folosit și cărțile invers. Am folosit și cărțile invers, că mai trebuie folosite și în poziția care vor ele să vină. Și să vedem. Am zis că, ia uite, Cavalerul de Cupe și voi vreți o romanță cu parfum de primăvară, vreți? Ia uite, Asul de Cupe, ho-ho, dați niște conflicte, concurență, gelozie. Interesant. Vreți dragoste. Deci aici sunteți voi, aici sunt ei. Dacă simțiți că nu rezonați, puteți să schimbați locurile. Nu știu de cât timp vă cunoașteți. Poate v-ați văzut la colțul străzii, vă place, s-a schimbat câteva cuvinte sau n-a schimbat niciun cuvânt și nu știți ce potențial are relația. Deci variază. Sunteți chiar pentru foarte mulți, deci încerc să dau mesaje mai multe, să vedeți unde vă găsiți. Unde sunteți voi? Ce simțiți, ce gândiți, cum acționați, ce intenționați și așa mai departe. Uf! 9 de spade invers. Ce gândiți? Vreți să renunțați la nopțile pierdute, la grijile făcute și să comunicați? Simțiți că e nevoia de comunicare. Intenționați? Să vă echilibrați viața, să vă faceți dreptate prin această comunicare. Interesant. Poate că așteptați pe cineva în zodia Balanței sau cu marcaj acolo. Interesant, deci cărțile astea într-o altă formă au venit și la numărul 1. Cum acționați în echilibru? În echilibru. Acum, știți, când alegeți mai multe numere, bănuiesc că vă alegeți pentru persoane diferite, nu pentru aceeași persoană, da? Că așa se întâmplă. Cu anumite persoane ne purtăm într-un fel echilibrat și cu alte persoane dezechilibrat, pentru că uneori ne lăsăm influențați de energiile lor, de felul lor de a fi, da? Interesant. Și ce reușiți să faceți? Extraordinar! Deci nu pot să cred! Aproape aceleași cărți ca la numărul 1. Doar că altfel. Da, vrei să ieși din tăcere. A fost un turn, o separare. A fost o pasiune nemanifestată, neîmpărtășită. O pasiune trăsnet, da, dar care a fost în secret. Și acum ați vrea să vorbiți. Valetul de spade. Dorința voastră de a comunica, pentru că marea preoteasă ține secret, faptul că a venit invers, este faptul că îi renunță la aceste secrete și explică de ce nu s-a manifestat această pasiune, da? De ce nu s-a manifestat, eu știu, abundența, de ce nu s-au exprimat sentimentele, probabil pentru că a fost un triunghi, probabil. Sau poate că a fost jobul, poate că au fost niște iluzii, manipulări, ego, sunt multe variante și totuși a fost un turn, o separare, care cineva și-ar dori să o reconstruiască. Pentru că se vede dorința de a comunica și de a face dreptate, da? Într-o situație dezechilibrată, când cărțile sunt invers, e clar că sunt dezechilibre, da? Nu mai vreți să vă gândiți la toate variantele care unele nici nu sunt reale, da? Intenționați, am zis, să vă echilibrați viața, să vă faceți dreptate într-un fel sau altul, variază, repet, fac etalare pentru foarte mulți acum, să vă faceți dreptate, să comunicați corect, clar, să se înțeleagă și vreți să acționați în echilibru,
în rațiune, în echilibru emoțional, în rațiune, vindecați, în inspirație divină, și ce reușiți să faceți, chiar reușiți să creșteți mai spiritual, în primul rând, să atrageți, că împărăția să atrage, să atrageți abundență, să atrageți dragoste, dacă vă purtați așa. Nu musai cu acest personaj, în general, dacă vă purtați așa, dacă aveți aceste cărți în relații cu toată lumea, este super, super. Dar, în fine, ce frumos ar fi să fie așa, nu? Ce frumos ar fi să fie așa. Iată, regele de spade. Bine, a rămas de la etalarea anterioară, dar totuși, probabil că a rămas cu un scop. Totuși, a rămas cu un scop. Am văzut asul de cupe iar. Extraordinar, nu se poate cum vă oglindiți. Nu se poate. Și ei vor să renunțe la griji, la stres, la nopți pierdute, la gânduri nespuse, valetul de băte invers. Eventual încearcă să se maturizeze pentru că valetul. A? Valetul de băte invers. Să nu mă pripesc, hai să continui cu ce intenționează. Cum acționează. Ei încă mai au de lucru. Ce reușesc să facă? Trei de cupe. O să clarific. Interesant. Asul de spade. Își doresc și ei victorie. Își doresc să înțeleagă, în primul rând, să înțeleagă de-aia, să înțeleagă. Dar a venit patru de spade în poziția aceasta a acțiunilor. Și e drăguț că asul de spade e exact această, da? Cum acționează. Într-un oarecare echilibru mental. Încearcă să se detașeze de emoțiile negative din trecut, da? De o situație în care n-au avut succes, eventual n-au avut succes în relație cu voi, poate, poate, da? Pe care au idealizat-o, n-au înțeles-o, au simțit multă pasiune, ia uite, iară văd. O 9-10 de cupe, poate că este, ia uite, semnul peștilor pentru unii, da? Au simțit multe emoții, multă pasiune, dar toate aceste lucruri au creat confuzie pentru acest personaj care probabil că este mai tradițional. Iar justiția a apărut, da? Poate că este și căsătorii, justiția și împăratul. Sunt un personaj autoritar, sunt un personaj influent, da? Și nu a vrut ca aceste emoții și această pasiune să se deruteze. Pentru că i-a derutat într-un fel sau altul cu luna. I-a derutat. Au crezut că e un ideal care poate fi atins ușor și totuși nu a avut victorie. Și încearcă să se detașeze de acest trecut și să relaționeze cu voi un pic mai sobru și mai rațional. Dar cum? Foarte diferit de voi totuși. Foarte diferit de voi. O să și clarific totuși. Deci e drăguț că amândoi încercați să vă detașați de acest stres. Însă ce simt ei? Posibil vor să renunțe la o aventură. Valetul de bâte înseamnă atracție, aventură, ca și cavalerul oarecum. Poate că vor să renunțe la o aventură, o să clarific dacă are legătură aventura cu voi sau nu. Ce intenționează? Intenționează să fie mai tradițional, ar fi frumos. Dacă a fost un aventurier, ar fi trebuit să fie mai tradițional. N-aș vrea să vă dezamăgesc pe unii dintre voi, dar trebuie să o spun și asta. Intenționează să țină de banii săi. Dacă cumva renunță la această atracție față de voi, s-ar putea să se concentreze pe bani, pe tradiții, pe lucruri rigide, pe casă, da? Și totuși cum acționează? Oricum, voi rămâneți aici că sunteți superbi. Cum acționează?
acționează, încearcă să-și pună în ordine gândurile, să se vindece de dezamăgiri și să-și păstreze echilibru financiar. Asta e echilibru financiar, stabilitatea în casă, care are legătură cu voi, că nu are legătură cu voi, voi știți, pentru că văd totuși un trei de cupe, care ar putea să fie și un triunghi amoros, da? Ar putea să fie, da? Am văzut undeva un trei de, am văzut, nu mai știu unde, dar l-am văzut. O să clarific ca să nu rămânem doar cu aceste cărți. Să-și dorească. Este foarte posibil. Zic așa pentru că, repet, este generală și sunteți mulți și relațiile sunt diferite, de scurtă durată, de lungă durată. Înainte să clarific, zic mesajul că și-ar dori o întâlnire cu voi pentru că voi sunteți într-o vibrație înaltă și le aduceți multă bucurie. Și într-un fel sau altul interesant că voi sunteți echilibrați și ei au nevoie de vindecare, da? Au nevoie de vindecare, de echilibru mental. Și încearcă să acționeze în echilibru mental pentru că în preajma voastră totuși cu acest echilibru, cu această temperanță, n-au cum altfel. Există o oarecare oglindire. Există o oarecare oglindire. Asul ăsta de spade îl regăsesc aici la valetul de spade. Justiția, să zicem, niște chestiuni, o atitudine oarecum tradițională, morală, se regăsește și la patru de monede. Voi atrageți tot ce e mai frumos și ei ar dori să se bucure de această energie pe care o aveți. Hai să și clarific. Hai să și clarific că rămâne de văzut ce și cum. Clarificăm, te rog frumos, nouă de spade. O, sunt multe, mami. Sunt multe. Văd integrare. Nouă de spade. Proiecții. Da, șapte de cupe. Vreți să vă eliberați de proiecții. Da? De proiecția ego-ului. De ceea ce așteptăm de la unul și de la altul și care ne provoacă griji. Ne provoacă griji. Nu, vreți să vă eliberați de aceste proiecții. De confuzii șapte de cupe. Da? De proiecții. Așa, de fapt e șapte de cupe, dar asta înseamnă aici. Care v-au pus într-o singurătate la un moment dat. Clarificăm valetul. Sunt multe? Ia să vedem câte sunt. Astea sunt mai groase. Valetul de spade. Vreți să vorbiți? Ce ați descoperit? A, interesant. Ați, băi, deci ați meditat, se vede. Super. Felicitări. Dacă aici sunteți voi, felicitări, măi. Ați meditat. Ați meditat la această situație dintre voi doi și ați încercat să vedeți în spatele iluziilor. Pentru că ați trăit niște iluzii. Dar patru de cupe. Vreți să vorbiți? Patru de cupe înseamnă și regrete. Aici ce înseamnă? 20, 20, bine. Înseamnă renaștere, să zicem. Dar nu. Nu ne luăm după ele. Ați vrea să comunicați despre ce ați înțeles din punct de vedere intuitiv în această perioadă în care ați avut niște revelații, eu așa zic, așa simt. Pentru că altfel nu s-ar explica aceste arcane majore foarte, foarte faine. Justiția, echilibru și împărăteasă. Eu cred că ați avut niște revelații, ați meditat la această relație. Ce este o proiecție? E relație karmică, darmică, mi se pare mie, aștept eu prea mult de la mine, de la celălalt. Știți? Chestii de genul ăsta. Da. Pentru că știți că ați stagnat, e schimbarea invers și a trebuit să renașteți. Uite, traveling. E o situație la distanță, traveling. E o relație la distanță, nevoia de a călători. De a comunica, iar. Clarifică în justiția, te rog frumos. Clarifică în justiția. Sunt multe. Uite, ce-am arătat mai devreme. Intenționați să vă echilibrați viața pentru că a fost un dezechilibru cu roata norocului invers și cu epuizare. Clarifică în justiția. Vrei două? Ok, hai, luăm două.
Patru de spade, interesant cum vă oglindiți, dar tot patru de spade invers, amânări. Amânări care sunt necesare tocmai ca să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și amânările cuiva poate ale acestui personaj față de care ați simțit foarte multe emoții. Vreți să fiți în echilibru. Vreți să fiți în echilibru. Să nu vă mai afecteze amânările nimănui. Vreți intenționați să vă bucurați de viață. Ce frumos ar fi. Un pic de lene, de concediu, de huzur. Dacă simțiți foarte multe emoții pentru acest personaj, voi știți. Dar, în primul și în primul rând, dacă, pentru că au venit aceleași cărți, da? Au venit aceleași cărți, patru de spade invers. Intenția voastră e să fiți în echilibru, să nu vă mai, da? Să nu vă afecteze nici emoțiile, nici rațiunea, orice amânare. Voi să vă bucurați de voi înșivă. Și se vede pentru că aveți echilibru și împărăteasa. Felicitări! Felicitări! Clarificăm, te rog frumos. Echilibru. Ia uite. Sunteți pe cale să manifestați, mai aveți un pic. A venit manifestarea, existența invers. Dar sunteți pe cale să manifestați. Sunteți în faza de redresare dintr-un punct de vedere. Clarificăm temperanța, te rog frumos. Ah, nebunul, da? Am zis, era cât pe ce să zic nebunul, dar m-a reținut. Am zis că nu puteți să manifestați, sau nu, mai aveți un pic până să rețineți, pentru că sunteți în zero. Și a venit zero. Dar a venit zero invers, nu vreți să riscați. Nu vreți să vă aruncați ca nebun în față, nici în această relație și în general. Și în general. Nu, vreți să fiți în echilibru. Calm down. Baby, calm down, că nimic nu se merită să ne riscăm echilibru și sănătatea, da? Pentru că ați trecut prin probleme mentale, emoționale. Clarificăm, te rog frumos, ia uite, da? Vreți să vă, cum acționați? Inspirați de divinitate. Vreți să sperați că se poate schimba această energie? Aceste trăsnete prin care ați trecut, iau de turnul invers, care v-a dezechilibrat, iau de și aici. Da? E și aici. Și v-a pus în stagnare cât timp a stat așa și acum ieșiți. Da? Acționați, inspirați de divinitate. Am zis mai devreme, da? Frumos. Clarificăm împărăteasa, ce reușiți să faceți. În general și în această relație, eventual, împărăteasa. O, oh, ce felicitări v-aș trimite prin poștă. Renașteți, mai, renașteți. Renașteți, vă recăpătați, iau te, după izolare, isolation, da, după starea de gheață. Începe să vă recăpătați încrederea în voi și împărtășiți din lumina voastră, chiar și celor care, eu știu cum s-au purtat, renașteți. Ați descoperit lumina, este eremitul. În singurătatea asta prin care a stat. Ați văzut proiecțiile, ați văzut multe. Ce frumos! Îmi place. Îmi place, îmi place. Da, sunteți conectați la divinitate și vă atrageți acum abundență. Și de-aia, din acest motiv, acest om, eu știu cine o fi, și-ar dori măcar câteva, nu știu, întâlnire, să stați la un suc, să stea în preajma voastră, în jurul vostru să radieze, cum radiază aceste trei grații, da? Și soarele deasupra, pentru că voi sunteți în această vibrație. Simt. Clarificăm nouă de spade la nou partenerul celor care au ales numărul 3. Nouă de spade. Vedeți pe unde sunteți. Poate voi sunteți aici, poate ei sunt acolo. Nouă de spade. Se aude? Ia uite, nouă de spade. Și ei vor să iasă pentru că și ei vor să înceapă să manifeste, dar încă n-au manifestat. Ia, că sunt cu microfonul. Încă nu manifestă. Și-au făcut griji. Și-au făcut griji. Cum să se manifeste această relație?
Clarificăm. Hai, mai dăm o carte pentru această existență. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte. Ah, vor să se implice? 4 de băte. Și ar dori să se implice? Pentru că dacă nu se implică, nu se manifestă nimic. Asta e ideea. Asta am înțeles. Și dacă stau în această stare de griji, iar nu o să se manifeste, da? Și atunci asta e eliberarea de griji, înseamnă implicare. Că nu mai stai să te gândești, pur și simplu intri în acțiune, te bucuri. Ai încredere cu această cruce, ai încredere. Hai să și văd celelalte cărți. Clarificăm valetul de bâte invers. Ce simt, ce gândesc. Etalări ciudate. Pe care eu unor nu le înțeleg pentru că nu mă reprezintă. Ia uite. A, 3? Interesant. Dacă tu ai vrut să vii, hai. Vor și să se lase ghidați de divinitate, apropo că am vorbit de credință. Simt că poate trebuie să înceapă să aibă credință în Dumnezeu, în îngeri, în divinitate, într-o formă sau alta, ca să poată să intre în manifestare. Ce simt? Simt că au primit un ghidaj de undeva, un ghidaj de vibrație înaltă, să renunțe la acest vale de bâte, care poate să însemne foarte mult. Poate să însemne și un copil, poate să fie o atitudine imatură, un stil aventurier, poate să fie o aventură față de cineva, să renunțe. Deci au primit ghidaj. Aici așa înseamnă 3 de monede, înseamnă un ghidaj. Da. Clarificăm 4 de monede. Clarificăm 4 de monede. Da, ciudate etalări. 4 de monede. Aici este. Ce intenționează? Este regele de monede, dar e invers. Încă nu sunt în maturitate financiară, să zic. N-au stabilitate și trebuie să învețe. Să învețe să țină de resursele pe care le au, de, eu știu. Wow. Bateria. Ce intenționează? Da, există cineva în semn de foc, da? Creatorul semn de foc, care reprezintă o greutate pentru ei și la care încă n-au, nu știu, nu reușesc să renunțe. Dar ce intenționează? Încă nu sunt suficienți de maturi, unii dintre ei, din punct de vedere financiar, poate chiar și profesional. Și din acest motiv trebuie să țină la ce au. Posibil, vă dă o altă variantă, să țină la cineva cu marcaj în semn de pământ. Îmi spuneți, nu fi mesajul pentru toată lumea, dar pentru unii s-ar putea să fie. Clarificăm 4 de spade invers. 4 de spade invers. Cum acționează față de voi? Ia uite. 6 de spade. Mai. Foarte ciudat. 6 de spade. Clarificăm și 6 de spade. Cum acționează? Mai. Da. Mai.
Dacă acest personaj iau te doi de spade, șapte de spade, schizo. Da, măști, poartă măști, se simte apăsat de ceva. Probabil că mai iau cu patru de băte, acum văd altfel cărțile și cu regele de monede invers și cu trei de monede ai și trei de cupe, s-ar putea să mai fie cineva în viața lor. Așa simt. E foarte posibil să mai fie. Oricine poate să fie mamă, tată, rude, da? Că sunt monede. Țin de familie. Acum, nu zic musa iubit, iubită, dar apare trei de monede, trei de cupe, regele de monede invers, familia, patru, da? Minciunile, politica, greutățile, de care trebuie să se vindece. Încă. Da, își doresc victorie, își doresc să se libereze. Își doresc să se libereze, dar probabil că ei mai au de lucru. Voi sunteți mult mai bine. Sau cine este în poziția asta? Că poate sunteți voi aici. Clarificăm trei de cupe, te rog frumos. Ce reușesc să facă? Deci, oricum, probabil că arată că zâmbesc și, de fapt, în spate au multă suferință și multe probleme. Și așa, apropo de politică de măști. Clarificăm trei de cupe, te rog frumos. Ca și final. Asta vrei? Da, încă nu se lasă duș de... Da. Nu se lasă ghidați de intuiție. Încă nu se lasă ghidați de intuiție. Unii dintre ei se lasă ghidați, se duc going with the flow. Mai degrabă cu prietenii, cu alte tendințe emoționale. Nu mi se pare o carte prea grozavă să clarificăm trei de cupe. Nu vor să renunțe la ceva. Asta e. Că a apărut și patru de monede. Da. Nu se lasă ghidați de intuiție și de viață, de cursul vieții. Da? Asta e că e o apă, e cineva care putește în apă. Nu. Încă sunt foarte rigizi, așa-i simt. Așa-i simt. Ia uite, isolation, trei de spade, se izolează, nu vor să știe. Poate că de-aia și zâmbesc, zic că le e bine și de fapt nu le e bine. Vedem o carte pentru această. Uf! Ia uite că tot asta rău să apară. Da, sunt în niște relații, ia uite. Sunt în niște relații toxice, clar. Mai, ei mai au de lucru, dragii mei. Dragii mei, și probabil că așa se întâmplă când intrați pe vibrație înaltă cu justiția, temperanța și regina de, și împărăteasa și soarele. În poziție normală, după ce ați înțeles toate proiecțiile, da? Și vreți să comunicați, eventual să învățați. Ce frumos ar fi. Ei încă mai au foarte mult de lucru. Asta e. Foarte mult de lucru mai au. Din cauza acestui triunghi amoros, eventual, sau influențe cu prietenii, trei de cupe poate să fie și prietenii care influențează, care îi bruiază de la această intuiție. Ah, păcat. Da, asta pentru că, da, ați văzut și voi, da? Conditioning. Este diavolul. Toxicitățile. Le un blană de miel, da? Stresul mental. Ia uite. N-au încredere. N-au încredere nici în ei, cred. Acest personaj nu are încredere nici în ei. Nu știu cine, cu cine aveți de-a face. Dacă vă simțiți voi aici și nu aveți încredere, da? Ia. Variază. Am văzut trei de monede. Totuși un ghidaj primesc. Am văzut totuși ghidajul să renunțe la acest stil imatur, dar rămâne de văzut dacă îl și fac. Pentru că poți să primești ghidajul și să nu acționezi ca atare, nu? Absolut, foarte normal. Of, of, of. Dar îmi place că vin aceste cărți foarte frumoase. Foarte frumoase. Sper să rămâneți în această vibrație. Și sper că v-a plăcut, și pentru că sunt ciudate mesajele care vin, dar sunt viețile voastre, nu a mea. Vă rog frumos să mai îmi povestiți și mie. Da? Cine rezonează? Cum rezonează? Variază. Da? Hai să vedem cum facem aici. Ok.
Ok. Cei care ați ales să trecem la numărul? Numărul 4. Numărul 4. Cei care ați ales această floricică, da? Sper că nu s-a decalat sunetul. Ar fi păcat. Ar fi păcat. Ar fi păcat. Am văzut un rege de spade în poziție invers, care nu este în vibrația sa cea mai înaltă. În situația la distanță, lumea, și o situație care nu s-a încheiat. Lumea invers. Încă n-ați încheiat povestea. Mai aveți multe. Uite, împăratul invers, iar într-o vibrație, probabil berbec, într-o vibrație negativă. Numărul 1. Ce simțiți, ce gândiți, ce intenționați, cum acționați și ce faceți? Cam atâta. Oh, ce simțiți, ce gândiți? Aveți atracție? Vreți ceva nou? O fi cu acest personaj? Că acest personaj, da, vă atrage, are ceva special, da. Și totuși, ce simțiți? Nu vreți confuzii? Nu vreți să fiți o opțiune pentru acest personaj? Eventual simțiți că... Da, a zis bine. Ce intenționați, cavalerul de spade? Cum acționați? Uh-huh. A fost o discuție între voi și dacă vine cineva, dacă vine acest personaj într-un anume fel, îi puneți la punct imediat. Imediat. Dintr-o privire, dintr-un cuvânt. Pentru că sunteți supărați din cauza lor. V-au făcut o ofertă eventual imatură, poate prea sexy, poate prea imatură și emoțional, da? V-au supărat într-un fel sau altul. Și nu vreți să fiți o opțiune pentru ei. Nu, puiule, nu. Ce reușiți să faceți totuși? Poate că vin, își cer scuze de rigoare, că apare totuși o carte a împăcării. Asta e ca și reușită, nu ca ce de vă doriți. Ca și reușită. Eventual o să văd la clarificare 6 de cupe, în acest moment îl simt și ca o iertare. Vă iertați. Că asta e. Nici n-are rost să stați într-o altă vibrație, da? Unde sunteți? Sunteți într-un echilibru financiar, într-o stare de abundență. După ce vă găsiți această abundență în familie, acasă, cu neamurile voastre, cu poate și cu căței. Eu am 2 căței. Nu știu voi câți aveți. Dar aveți o abundență. Aveți niște reușite profesionale de care vă puteți bucura. Da? Aici sunteți voi. Într-un loc stabil sunteți. Deci cine vine să vă bruieze, cine nu vrea să vă împărtășească dragoste, probabil acest personaj, treaba lor, sunt imaturi emoțional. Voi sunteți aici. Iar am zis de lumea e o relație la distanță pentru unii. Pentru alții, vreți să puneți capăt dezechilibrelor, da? Problemelor emoționale, tristeților și să manifestați această stare de abundență. Încă sunteți un lucru, că împărăteasa este invers și aveți și 10 de monede în poziție normală. Deci până la împărăteasa mai e ceva de lucru, dar... Într-un fel, aha, interesant. Poate că nu vreți să oferiți dragoste acestui personaj până nu vine cu scuze. Am înțeles și vreți să vină cu scuze la voi acasă. Da, bine. Adică nu se le trimită pe e-mail, ce ai scuze pe e-mail. Nu. Dacă s-a purtat, o arăt într-adevăr. Așa simt. Așa simt. Da. Hai să vedem ce simt ei. Ei n-au... Ce nu au? Au speranță. Ia uite, 6 de cupe. Ați văzut și voi? 6 de cupe? A fost o situație nedreaptă și am văzut și 10 de cupe, da? S-au purtat nedrept. Cu voi. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Rămâne de văzut. Oh, asul de monede. Invers. Dar e bine. E bine, mami. Că, nu știu, din punctul meu de vedere, când diavolul este invers, e de bine. Încearcă să renunțe la adicții, la relațiile karmice. E de bine. Pe de o parte, simt că voi, cu voi nu... Pe voi nu vă impresionează manipulările,
Nu pot să lucreze așa, într-un mod manipulator. Probabil că au fost foarte toxici și vor să se detoxifieze. Le urăm succes. Ce intenționează 5 de cupe? Să iasă din starea aceasta de regret și ce să manifeste aceste două suflete? Da? Ar fi frumos. Să vină, da, 5 de cupe, mergem spre 4, să vă ofere, ia uite ce drăguț, apare la voi, da? Să vă ofere această cupă, ar fi drăguț, da? Ar fi drăguț, dar depinde cum o fac. Pentru că dacă nu o fac corect, voi îi puneți la punct. Felicitări! Cum acționează? Deocamdată spionează un pic, nu vorbesc. Deocamdată nu vorbesc, probabil că își fac planuri. Sau tac din gură pentru că mai au de lucru, sunt conștienți că au niște adicții la care trebuie să renunțe. Și totuși, astfel de monede, ce simt? Simt că această relație ar fi avut, are un potențial, această pasiune, da? Amândoi aveți ași super fain, bravo. Da? Însă nu s-a putut manifesta din cauza atitudinilor lor toxice sau poate cineva în jurul lor toxic. Da? Nu neapărat ei. Îmi pune și blițulecu. Așa. Vedeți diavolul. Și atunci vor să renunțe. Au plâns, într-adevăr, au plâns. Ce intenționează să nu mai plângă, să nu mai regrete și să acționeze. Evident, să aduc aceste două cupe împreună. Eventual, da? Voi doi. Dar, probabil că, o să și clarific, o să mai dureze. Deocamdată tac din gură. Ce reușesc să facă? Oh, regele de cupe, da, să nu... Să nu-și arate emoțiile? Pentru că au foarte multe, măi. Au foarte multe. Regele de cupe pentru mine este dragoste foarte mare, dar... Posibil, o să clarific. Posibil. Să nu arate nici emoții, nici să nu vorbească până nu se eliberează de această energie negativă, da? Poate că vor să renunțe, interesant, poate unii au de renunțat la obsesia pentru bani, pentru carieră, poate la un capricorn sau la un semn de pământ sau o persoană toxică. În fine, poate. Și din cauza acestei influențe s-au purtat oarecum neplăcut cu voi. Da. Hai să și, o să și clarific. Da, vor să iasă din tăcere. Dar deocamdată n-au speranță, n-au, oamenii ăștia n-au credință. Oamenii ăștia trebuie să descopere credința. Ia uite, strategii, blocaje, ia regina de monede, regina de monede, iar vă semnul capricornului, probabil că au pe cineva acasă, mama este foarte toxică, soția, ar fi drăguț să o blocheze, acest personaj care e toxic, și să evadeze din acest spațiu, pentru că în acest spațiu ei... Devin, ei n-au credință cu, ia uite, marele preu și steaua, n-au credință, dar vor să vină la un moment dat, nu știu când, pentru că valetul de spade este invers și ar dori să iasă din tăcere, dar deocamdată tac. Probabil că el este greu să vorbească despre toată situația asta complicată de la ei, din viața lor, nu musai în relație cu voi. Nu o să ai în relație cu voi. Ia să amestec cărțile. Clarificăm asul de bâte. Clarificăm, te rog frumos, asul de bâte. Hai să iau și pe ăsta. Asul de bâte, al treilea as, acum vreți și asul dreptății, da? Ce simțiți? Voi vreți să aveți victorie asupra acestei pasiuni. Dacă simțiți pasiune, vreți să aveți victorie. Să o tratați rațional. Și aici? Șapte de spade invers, pe care l-am văzut aici la ei. Șapte de spade. Simțiți că... Faptul că a venit șapte de spade invers. Și aici ce este? Șase de spade.
Da, vreți dreptate, veți dreptate, vreți adevăr, ia uite, vreți să vindecați această atracție, această aventură, această pasiune, poate este cineva cu marcaj în semn de foc, da? Eventual, știți că trebuie să se întoarcă acest personaj sincer. Șase de spade se întoarce pentru mine, nu pleacă, se întoarce. Și trebuie să se întoarcă sincer acest personaj dacă vrea să creeze ceva. Există o atracție în continuare pentru ei, dar am zis, depinde cum vin. Depinde cum vin. Poate că atracția este pentru un semn de aer, iar variază. Voi știți. Dar asta simțiți. Că pasiune, da? Dragoste fără respect și fără dreptate și fără, da? Echilibru emoțional nu se poate manifesta.